Trei bilete v-am pregătit pentru azi. Biletul zilei, bilet cotă 10 de la Strategia. 42 de pași ajunsă la 41, miză 50 de lei, cotă 10 și bineînțeles un bilet pe termen lung, cotă 1000 plus. Începem cu biletul de la Strategia. 42 de pași, am ajuns la pasul 41, așa că arată în felul următor: Ucluj, cartonașe peste 2,5, Manchester merge mai departe în dauna lui Leipzig, Real Madrid, Liverpool, GG sau peste 2,5 goluri, Napoli la egal, pariul se rambursează, Villarreal merge mai departe, Slavia Praga câștigă oricare dintre reprize pentru că se află în lupta pentru titlu și Lazio Roma. Avem peste 4,5 cartonașe în derbiu roman. Getafe Sevilla, două formații extrem de agresive, peste 4,5 cartonașe și Barça Real, bineînțeles, peste 1,5 goluri. Așa arată biletul de la pasul 41, miză 50 de lei, da, după cum se vede. Trecem mai departe, biletul cotă 1000, care arată în felul următor. Aici nu vă mai ofer argumente pentru că puteți vizualiza și voi, sunt foarte multe meciuri, nu are rost. Spun doar că toate pariurile sunt inteligente, alese cu cap, nu avem combo, nu avem pronosticuri care să ne îngreuneze biletul. Așa arată biletul. Dacă scade vreo cotă, puteți face și voi șmecheria să-l aveți la șansă. Și trecem la biletul zilei, care arată în felul următor: CFR Cluj cu Ucluj, derbiu local, agresivitate, nervi și tot ce este nevoie. La centru va fi Bârsan, care acordă o medie de 5,36 galbene și 0,32 roșii per joc. De menționat că Ucluj este echipa cu cele mai multe galbene primite în acest sezon, 2,62 pe meci, dar și 0,14 cartonașe roșii. Totodată, bine de știut, în ultimele patru directe dintre CFR și Ucluj, Universitatea Cluj a fost mereu echipa care a încasat cel puțin 3 cartonașe galbene. Știți cu toții rivalitatea, așa că mă aștept ca studenții de la Ucluj să comită faulturi sau să protesteze în așa fel încât să încaseze cel puțin 3 cartonașe. Atenție, nu galbene, cartonașe, da? Cotă 1,55. Nac Breda cu John Gajax, GG sau peste 2,5 goluri, este și pontul zilei. De ce? Pentru că Breda, după 28 de etape, deține un golaveraj 47 46. Înscrie un gol la fiecare 30 de minute, dar și încasează unul la fiecare 30 de minute scurse în această ediție de campionat. De partea cealaltă, Ion Gajax, golaveraj negativ 45-54. Practic avem două echipe cu apărări slăbuțe, dar cu atacuri bunicele. În altă ordine de idei, Ion Gajax este echipa cu cele mai multe partide în care a dat și a primit gol, 22 din 28 de jocuri. Pe locul 2 se află chiar adversara de azi, care în 21 din 28 de meciuri a bifat mereu pariorilor pronosticul GG. În mod normal, vom avea un meci cu goluri aici, mergem și noi pe un GG sau peste 2,5 goluri. Și Milan cu Salernitana. Milan încă luptă pentru locurile de Champions League, pentru că de titlu s-a cam lecuit. Joacă un 3-4-2-1 cu Giroud vârf împins și, bineînțeles, foarte multe mingi pentru el la cap vor fi aruncate în careu. De partea cealaltă, Salernitana cu Paulo Sousa pe bancă joacă 3-4-2-1 și, bineînțeles, că face pasul la offside. Cu trei oameni pe fund este cel mai ușor să faci pasul la offside, pentru că doar mijlocașul central, v-am mai explicat eu, vă face pasul la offside, ceilalți doi laterali asingurându-se doar că îl văd peste umăr pe fundașul central. Așa că, în mod normal, vom avea aici o dominare a Milanului și, bineînțeles, Salernitana o va surprinde de cel puțin două ori în poziția afară din joc,
la o cotă de 1,55. Dragi prieteni, așa arată biletul zilei. Sper să nu mai avem ghinion și să înverzim lejer acest bilet. Eu am fost Nicolae Vasile. Nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Mă înclin.